Suntem în ziua cea mai importantă a credinței noastre creștine. Suntem în vinerea cea mare, în vinerea cea scumpă, în vinerea în care s-a arătat semn în cer și pe pământ. În ziua când Fiul lui Dumnezeu, răstignit fiind pe crucea Golgotei, întregul univers s-a cutremurat. Întregul univers a fost pătruns de rezonanța jertfei lui Hristos de pe cruce. Atunci când Hristos și-a dat sufletul pe cruce, Duhul pe cruce, cerul s-a întunecat, pământul s-a cutremurat. Catapeteasma templului s-a rupt în două, pietrele s-au despicat. Întreaga umanitate a simțit acest ecou ca un fior de trezire la realitatea vieții umane. În toată săptămâna aceasta, creștinii adevărați au mers alături de Domnul și Mântuitorul Hristos. În fiecare zi din săptămâna mare, Biserica ne-a adus spre pomenire evenimente, amintiri sfinte, inspirate și înșirate în Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament. Ziua de luni din săptămâna mare a fost ziua în care am pomenit pe dreptul lui Iosif, cel cu bun chip, cel cu chipul blând, fiul patriarhului Iacov, moștenitorul lui, care și el a fost vândut de frații săi, a fost prigonit, dar s-a arătat iertător față de ei când i-a primit acolo în Egipt, unde era la curtea faraonului, și a dăruit grâu pentru pâine tatălui său Iacov, fraților săi, neamului său, turmelor sale. Tot în ziua de luni am pomenit smochinul care, întâlnindu-l Hristos și voia să-și hrănească foamea, să-și potolească foamea, văzând că n-are rod, l-a blestemat să se usuce. Ziua de marți a fost ziua în care s-a pomenit pilda celor 10 fecioare. 5 erau înțelepte, iar 5 neînțelepte. Așa cum și noi oamenii nu suntem întotdeauna înțelepți, ci de multe ori dăm dovadă de neînțelegere, de neînțelepciune, de lipsă de discernământ și echilibru în viață. Sunt unii care stăruiesc în înțelepciune, sunt alții care stăruiesc în neînțelepciune. Cele 5 fecioare înțelepte erau cele care au ieșit în întâmpinarea mirelui, având în candela sufletului unde lemnul faptelor bune, unde lemnul pocăinței, unde lemnul smereniei, unde lemnul milosteniei. Cele neînțelepte n-au luat unde lemn în vase odată cu candelele lor. N-aveau aceste fapte bune în inima lor, deși și ele aveau aceeași trăsătură comună, socotită oarecum fundamentală, și anume fecioria. Nu este totul de ajuns, nu este de ajuns numai atât. Trebuie în inima sufletului nostru să adăugăm credința însoțită de iubire și de faptă bună. În ziua de miercuri, biserica noastră creștină ortodoxă pomenește pe omul cel mai păcătos din lumea aceasta, care intră în dialog cu Dumnezeu, care se întâlnește cu Dumnezeu, din care învățăm atitudinea pe care trebuie să o avem și noi atunci când ne îndreptăm gândurile, inima, sufletul, credința și pașii noștri către Dumnezeu. Este cineva dintre noi pe pământul acesta fără de păcat? Atunci ne putem și noi asemăna cu femeia cea păcătoasă pomenită în Miercurea cea Mare, care venind lângă picioarele lui Iisus a început să plângă. Lacrimile ei erau izvorâte din părerea de rău, din regretul cu care l-a
supărat pe Dumnezeu, cu care a stat departe de Dumnezeu, cu care și-a rănit sufletul și inima. Păcatele grele ale acestei femei păcătoase au fost șterse de lacrimile pe care le-a vărsat pe picioarele Mântuitorului, cu care a spălat picioarele Lui, pe care le-a sărutat cu buzele ei și pe care le-a șters cu părul capului ei. L-a iubit pe Dumnezeu atât de mult, încât Dumnezeu a iubit-o și El, iertându-i păcatele ei, și din momentul retrezirii sale și simțirii ușurării sufletului de păcate, a devenit o femeie mironosiță, a devenit o femeie care și-a mântuit sufletul, a devenit o femeie mărturisitoare și trăitoare a credinței în Hristos. Tot în ziua de miercuri pomenim momentul care începe de acum să emoționeze, momentele, și este începutul momentelor care emoționează cel mai mult această săptămână mare, această retrăire a pătimirilor Domnului și Mântuitorului Hristos. Iuda, unul din cei 12 prieteni, ucenici ai Mântuitorului, se întâlnește cu mai marii poporului, cu slujitorii templului, cu potrivnicii Mântuitorului și semnează printr-un acord, oarecum tacit, verbal, vânzarea Mântuitorului pe 30 de arginți. A fost începutul pătimirilor Domnului și Mântuitorului Hristos. Am pășit în ziua de joi, iarăși evenimentele de acum încep să se mulțească și evenimentele pe care le trăim încep să edifice rostul întrupării Fiului lui Dumnezeu pe pământul acesta, rostul vieții lui pământești, rostul propovăduirii sale și mai ales rostul pătimirilor sale. În ziua de dimineață de joi, Mântuitorul pregătește o cină pentru ucenicii săi. Deși n-aveau o casă, n-aveau un palat, într-un foișor din Betania, de lângă Ierusalim, pregătește o masă. Pe masă așează două elemente care vor deveni elementele eucaristice, vor deveni elementele mântuitoare, elementele iertătoare. Vor deveni trupul și sângele Lui. Ele nu au fost altceva decât pâinea care satură pe omul, pe tot omul cel ce vine în lume, făcută din bobul de grâu în care se oglindește fața lui Hristos, și vinul, vița de vie, care are ceva viu și el în el, vinul care înveselește inima omului, vinul care întărește neputințele omului, vinul care luăm cu lingurița din potir și care ne mântuiește și sufletul nostru și ne dăruiește viața veșnică. Înainte de a-i chema pe ucenici, îi așează. Mai întâi îi cheamă și așează într-un rând. Ei se așează pe un scaun, într-un șir. Nu a fost un șir hotărât de Mântuitorul. A fost un șir aleatoriu. Fiecare s-a așezat unde a crezut el de cuvință. Toți însă erau în aceeași ceată. În această adunare a apostolilor putem să vedem adunarea episcopilor din Biserica lui Hristos, din Biserica creștină, adunarea sfintelor sinoade ale bisericii creștine, unde nimeni nu este în frunte și nimeni nu este la sfârșit. Șirul poate începe ori dintr-o parte, ori din cealaltă, ori de la mijloc. Aici este marea artă de conducere în Biserica lui Hristos, de conducere sinodală. Toți sunt așezați pe același rând, pe aceeași treaptă. Nimeni nu este primul, nimeni nu este ultimul, nimeni nu este la mijloc. Fiecare poate fi primul dintre ei, căci în fața lui Dumnezeu suntem în egalitate cu toții. A făcut Mântuitorul un gest plin de smerenie, dar și acesta cu o semnificație, sigur, mântuitoare. Le-a spus ucenicilor să se descalțe și el a luat un prosop, un vas de apă și le-a spălat picioarele.
cum Fiul lui Dumnezeu, cel fără de păcat, să spele niște picioare păcătoase ale unor oameni. Asta este smerenia lui Hristos. Asta este slujirea lui Hristos. El a venit să îndumnezeiască firea omenească și să înomenească firea dumnezeiască, așa cum în persoana Mântuitorului Hristos trăiau cele două firi, și omenească și dumnezeiască. Mai mult decât atât, spălarea picioarelor anticipează botezul creștin, pentru că și noi ne botezăm în apă, dar primim curățire de păcate prin botez, dezlegare de blestemul strămoșesc, înnoirea firii, de aceea ne îmbrăcăm în acea haină albă, imaculată a botezului. Apoi a chemat pe ucenici, cum spuneam, în foișor. Nu era o masă bogată, nu era un ospăț. Poporul iudeu se pregătea pentru Paștele lor, pentru Paștele iudaic. Își pregăteau azimile, care aminteau de trecerea poporului de la robie la libertate. Acum Hristos oferă ucenicilor și lumii altfel de Paște. Prin jertfa Lui El pregătește trecerea lumii de la pământ la cer. El pregătește redeschiderea ușilor raiului, cele ferecate, cele închise, datorită păcatului strămoșesc al strămoșilor Adam și Eva. El deschide calea către lumina împărăției celei noi. El deschide calea către viața cea veșnică. Pentru că ridicându-se, iată, a binecuvântat pâinea zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și a binecuvântat vinul din potir și a zis, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aceasta să o faceți într-o pomenirea mea. Acestea sunt darurile cele mai importante, darurile cele mai sfinte, darurile mântuitoare pe care Hristos le lasă în lume, pentru ca noi să ne împărtășim de ele, să ne curățim de păcate și să dobândim împărăția celei veșnice. Acestea sunt darurile pe care le avem pe masa Sfântului Altar al Bisericii, unde la fiecare sfântă și dumnezeiască liturghie, Hristos își le actualizează jertfa sângeroasă de pe cruce în jertfa nesângeroasă de pe masa Sfântului Altar. Tot în această zi, așa cum spuneam, evenimentele de acum încep să se precipite într-un anumit fel, pentru că merge Hristos după cina cea de taină, după instituirea Sfintei și Dumnezeieștei Euharistii, merge într-o grădină unde îi plăcea, unde dorea și unde simțea cel mai bine în dialog cu Tatăl Său, în rugăciune cu Tatăl Său. De multe ori s-a rugat Hristos la Tatăl Său din această grădină, sau în această grădină numită Grădina Ghetsimani, grădina măslinilor, care se află și astăzi în Țara Sfântă, pe valea râului Chedron. Însă rugăciunea din seara aceasta a fost cu totul și cu totul deosebită. Pentru că fruntea lui în timpul rugăciunii era cuprinsă de sudor de sânge. Pentru că luându-i pe cei trei ucenici ai săi, Petru, Iacob și Ioan, aceștia au adormit. El se ruga într-un dialog rămas de acum celebru. Se ruga tatălui său, Tată, de este cu putință să treacă de la mine paharul acesta. Simțea amărăciunea paharului suferinței sale. Simțea o travă din sufletele celor care l-au osândit, care nu l-au înțeles cu ce rost și pentru cine a venit în lumea aceasta, pentru că era venit să caute și să găsească pe tot omul păcătos, pe tot omul din lumea aceasta și să-l aducă din nou la Dumnezeu și să-l împace cu Dumnezeu. Era strigătul firii omenești, era strigătul fiecăruia dintre noi care atunci când suntem încercați de necazuri grele, de întristare amare, de nedreptăți, de ponegriri, atunci când suntem încercați de boli și de suferințe, venim, îngenunchem repede și strigăm la Tatăl, Doamne,
ajută-mă să recapăt sănătatea. Doamne, treacă de la mine paharul acesta al amărăciunilor mele, al suferinților mele, al bolilor mele. Dar noi cam ne oprim aici, pentru că Hristos nu s-a oprit aici. Hristos a sfârșit această rugăciune cu cuvintele: dar nu este după voia mea, ci după voia mea, Tatăl meu cel Ceresc. Și știu că voia ta a fost și este ca eu să mă jertfesc pentru tot omul încercat de păcat și de necaz și de durere din lumea aceasta. A terminat această rugăciune și se lăsase seara, se văd de departe în negură niște făclii aprinse. Aceste făclii erau purtate de cei care îl căutau de mult să-l prindă în cuvânt, care îl căutau de mult să-l osândească, pentru că deranja. De multe ori și pe noi poate, și mai ales vedem în lumea de astăzi, că se simte deranjată de dumnezeire, pentru că Dumnezeu vrea dreptate, Dumnezeu vrea pace, Dumnezeu vrea iubire, Dumnezeu vrea milă, Dumnezeu vrea responsabilitate, Dumnezeu vrea echilibru, cumpăt, nu vrea lăcomie, nu vrea nedreptate, nu vrea război, nu vrea răzbunare, nu vrea ură, nu vrea întinăciune. Dumnezeu vrea familie frumoasă, vrea copii credincioși, tineri credincioși, vrea oameni cu înțelepciunea, ca cele 10 fecioare, ca cele 5 fecioare înțelepte. De aceea deranjează Biserica lui Hristos de multe ori în lumea aceasta. Pentru că strigă: opriți-vă de la păcate, opriți-vă de la nelegiuiri, opriți-vă de la nedreptăți, opriți-vă de la ură, de la intoleranță, opriți-vă de la destrăbălările voastre, opriți-vă de la uciderea pruncilor din pântecele mamelor. Înțelegeți-vă rostul vieții voastre pe pământul acesta. Înțelegeți-vă că aveți suflet temuritor. Înțelegeți că plecați din lumea aceasta în altă lume. Asta deranjează. Înțelegeți că trebuie să slujiți binele, adevărul, frumosul, sfințenia, arta, muzica adevărată. De aceea biserica este un lăcaș plin de frumusețe, plin de artă, plin de icoană, plin de lucruri sfinte, plin de țesături sfinte și frumoase, binecuvântate de Dumnezeu. În mijlocul acelor flăclii erau cei care au venit să-l prindă. În fruntea lor, cine putea să fie decât cel care a început să tremure și să le spună celor cu care au venit, de la care primise 30 de arginți, prețul vânzării. Și acum face gestul trădării. Cel pe care îl voi săruta, acela este. Era frică să se apropie de fața lui Dumnezeu și să o sărute cu buzele lui păcătoase. Și totuși Iisus i-a zis: vino. Vino, prietene, chiar i-a zis. Fă ce ai de făcut. Și l-a sărutat pe Mântuitorul și ceilalți l-au legat și l-au dus la Ana, la Caiafa, să-l judece mai marii templului din punct de vedere religios, pentru că l-acuzau că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu, întrebându-l încă o dată: să ne spui tu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui Celui Binecuvântat? Și l-a spus: eu sunt. Așa grăiește gura voastră. Și arhiereul Caiafa și-a rupt haina și a spus: ce ne mai trebuie altă mărturie? Vinovat este de moarte. Asta este o blasfemie. Ca un om să se facă pe sine Fiul al lui Dumnezeu. În Hristos nu era numai omul. În Hristos era și Fiul lui Dumnezeu. Era și dumnezeirea. A stat o noapte în închisoare la Caiafa și în această zi de vineri, vinerea cea mai scumpă, începe calvarul, începe procesul nedrept.
este dus să fie judecat și din punct de vedere cetățenesc, am putea să spune chiar politic, așa, pentru că au auzit ei că acesta s-a făcut pe sine regele iudeilor. N-au înțeles ce fel de rege, ce fel de împărat. S-a făcut pe sine împăratul iudeilor. Și l-au dus, sigur, la proconsulul Pilat, reprezentantul autorității romane care stăpânea Israelul pe timpul acela, să-l judece. La un moment dat, l-a întrebat, spune tu, tu ești regele iudeilor? Și a zis Mântuitor, tu zici lucrul acesta. Dar între timp primise chiar Pilat veste de la soția lui de departe. Să nu faci rău, niciun rău acestui om, pentru că eu rău am fost, chinuit în vis. Ceva este în neregulă. L-a judecat Pilat la insistența iudeilor și a dat seama că este fără vină și a apelat chiar la, nu neapărat un vicleșug, dar la o posibilitate poate să-l salveze. Era, se apropia Paștele iudeilor și era obiceiul ca să fie eliberat un mare făcător, un om păcătos, un cel mai, dacă se poate, nelegiuit om. Și știau ei, aveau pe unul care numele Baraba și a zis, voi propune pe Baraba cel mai mare nelegiuit și îl voi propune și pe Hristos. Și a spus, pe cine vreți să vă eliberez? Pe Baraba, nelegiuitul, sau pe Hristos? Și primește răspunsul din partea mulțimii. Pe Iisus să-l răstignești. S-a spălat pe mâini oarecum Pilat și a spus, nevinovat sunt de sângele acestui om, dar sigur nu însemnează totul. Această spălare este mai mult formală, pentru că dacă ai luat o hotărâre în viață și știi că este dreaptă și ai o mărturisire dreaptă în viață, să mergi cu ea indiferent ce se va întâmpla. Și a dat ordin să fie îmbrăcat în clămidă roșie, să-i se pună coroană de spini, cum au dorit iudeii în loc de coroană regală, și să-i pună și crucea în spate, pentru că cea mai grea pedeapsă pe care o putea primi un rău făcător era crucificarea. Și a început drumul crucii, în loc de sceptru împărătesc i s-a pus o trestie în mână și cu crucea în spate și a început să meargă. Lovit, scuipat, flămând și însetat, la un moment dat chiar n-a mai putut să ducă crucea, dar a găsit pe un om din lumea aceasta care să ducă crucea lui Hristos. Mai sunt oameni care își duc crucea lor și mai duc și crucile altora. Acestea sunt oameni rari în lumea aceasta. Pentru că de multe ori noi vrem să scăpăm de cruce și de multe ori dăm crucea noastră în spatele altora, crezând noi că vom scăpa de cruce. Dar nu scăpăm niciodată de cruce, pentru că Hristos a spus, cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. S-a ajuns pe Golgota și acolo Mântuitorul a fost țintuit pe cruce, i s-a bătut piroane în mâini și în picioare și acolo are loc ultimul dialog cu lumea aceasta prin cele 7 cuvinte rostite de Hristos pe cruce. Ultimele 7 cuvinte rostite de El. În agonia morții, totuși avea puterea și iubirea să-și ridice ochii către Tatăl și să spună, Tată, iartă-le că nu știu ce fac. Iar ultimele cuvinte ale Lui a fost, Părinte, în mâinile Tale îmi dau Duhul meu. Și atunci cerul s-a cutremurat, cerul s-a întunecat, pământul s-a cutremurat, catapeteasma templului s-a rupt în două și pietrele s-au despicat. Acestea s-au întâmplat cam până la ora aceasta, 10, la care ne aflăm acum. Aseară, noi
am retrăit momentul drumului crucii lui Hristos, când am scos Sfânta Cruce, pe care este răstignit Domnul și Mântuitorul Hristos în mijlocul bisericii. Acum va urma slujba prin care îl coborâm pe Hristos de pe cruce, îl pregătim cum l-au pregătit Iosif din Arimatea, Sfânta Fecioară Maria, drept și cu mironosițele femei, îl înfășurăm în inima noastră, în giulgiurile iubirii noastre și ale pocăinței noastre și ale lacrimilor pocăinților noastre și îl așezăm în mijlocul bisericii ca într-un mormânt. La noi se numește Sfântul Aer sau Sfântul Epitaf. Epitafos înseamnă punerea în pământ a Domnului. O așezăm în mijlocul bisericii, creștinii trec prin acest mormânt al lui Hristos. Pe sub mormântul lui Hristos, cum a trecut Hristos prin mormântul lui și a înviat din morți. Și a biruit moartea prin înviere. Așteptăm credincioșii ca să vină cu evlavie, să sărute giulgiul Mântuitorului, Sfântul Epitaf, cu chipul punerii sale în mormânt, să treacă pe sub aer, să simtă aeresirea sufletului, ușurarea sufletului, să simtă răcoarea în conștiința lui, în inima lui, căldura iubirii lui și împăcarea cu Hristos și împăcarea cu Dumnezeu. Sărutând chipul lui Hristos, sărutând chipul Maicii Domnului, cea care nu l-a părăsit niciodată pe Mântuitorul, nici în drumul crucii, nici la coborâre de pe cruce, nici la punerea sa în mormânt. Și să ne întâlnim diseară la ora 6, la ora 18 și să-i slujim slujba de mormântare a Domnului Hristos, numită în credința noastră Prohodul Domnului. În mormânt viață pus ai fost, Hristoase, și s-au spăimântat oștirile îngerești. Să petrecem în evlavie, în așteptare, în emoție, sâmbăta, să numărăm cele trei zile, vineri, sâmbătă, iar duminică, în zorii zilei de duminică, înainte de răsăritul soarelui, să ne luminăm în miezul nopții cu lumina învierii, cu lumina lui Hristos, cu lumina iubirii sale, cu lumina adevărului său, cu lumina dreptății sale, cu lumina iertării sale, cu lumina împărăției sale, celei veșnice. Amin.